Autoritățile din Gorj dau asigurări că în toate focarele de PPA au fost aplicate măsuri de combatere conform legislației aplicabile, fiind instituite restricții pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport, dezinfecția exploatațiilor. În zonele de restricții, porcii nu mai pot părăsi exploatația în care sunt sinuți până la stingerea focarelor de pestă porcină africană și ridicarea măsurilor de restricții din zona de protecție. De asemenea, orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului. Totodată se interzice sacrificarea suinelor fără avizul de SVSA, gorj, iar comercializarea de carne sau preparate din carne de porc din zonă este interzisă fără avizul instituției citate pentru verificarea respectării măsurilor dispuse au fost organizate filtre rutiere atât pe drumurile de acces în județul Gorj, cât și în localitățile infectate, filtre în cadrul cărora se desfășoară activități de dezinfecție, dar și de control al respectării măsurilor de restricții impuse. Mai multe detalii pentru situația alarmantă din acest județ găsiți într-un articol publicat pe agrotv.ro.